Primarul ales al comunei Remetea Mare, Cosmin Chira, face apel la empatia cetățenilor, timișenilor și nu numai. Pe Andrei Mihai Calamfirescu, soarta îl pune la încercare din nou. Viața lui depinde de o operație costisitoare, iar noi toți împreună îi putem prelungi ani. Astăzi mă adresez către dumneavoastră cu o cerere specială în speranța că generozitatea și solidaritatea noastră îi pot schimba destinul unui om aflat într-o situație critică. Este vorba despre domnul Calamfirescu, Andrei Mihai născut la data de 1 iunie 1954, care înfruntă un moment extrem de dificil în viața sa. Domnul Calamfirescu se confruntă cu necesitatea de a suporta a treia operație, una vitală ce nu mai poate fi amânată. Intervenția chirurgicală este planificată să aibă loc în Austria, la Viena, până în data de 15 septembrie. Din păcate, costurile acestei proceduri sunt substanțiale și depășesc cu mult posibilitățile financiare ale domnului Calamfirescu și ale familiei sale. Prin urmare, facem apel la bunăvoința și sprijinul vostru pentru a-i oferi domnului Calamfirescu o șansă la o viață normală. Fiecare contribuție, oricât de mică, contează enorm și poate fi diferența dintre o speranță și o trafie. Tragedie. transmite primarul ales al comunei Remetea Mare Cosmin Chira, conturile pentru donații sunt afișate pe ecran.